Primarul Marius Creciu anunță severinenii cu privire la faptul că în perioada 15-17 iulie se vor executa lucrările de dezinsecție în zonele publice, spațiile verzi și cursurile de apă de pe raza municipiului Drobeta-Turnu-Severin. Încep lucrările de dezinsecție în orașul nostru. Dezinsecția este un procedeu prin care se realizează distrugerea insectelor și paraziților ce sunt purtători de boli și pe care nu îi dorim în preajma noastră. Execuția lucrărilor de dezinsecție se face cu ajutorul unor substanțe profesionale și a unor echipamente speciale ce reușesc împrăștirea substanțelor de parazitare în locurile greu accesibile. Este a doua tranșă pe care o avem. Va începe mâine după amiază și se va lucra și vineri și sâmbătă. Sper să ne ajute și vremea, dar din câte am informațiile care le-am luat, vremea va fi bună, pentru că dacă plouă avem o problemă. Este a doua tranșă și este important să o dăm acum, pentru că țânțarii încă ne deranjează, dar pe lângă țânțari este o combatere și a căpușelor, a muștelor, a tuturor dăunătorilor din parcuri și din spațiile verzi, dar noi continuăm pe lângă cea din avion, aviochimică, vom continua să lucrăm și în parcuri, să venim și cu pulverizatoare. Ați văzut și dumneavoastră, am făcut deja un rând, o tranșe, urmează în perioada următoare, pe lângă cea cu avionul, să venim și cu zona aceasta. Vrem să fim un oraș curat, un oraș și fără problemele pe care le vedeți dumneavoastră la televizor, le au alte orașe. Ne-am preocupat din timp să rezolvăm această problemă. Este destul de dificil să o rezolvăm în totalitate, pentru că suntem și aproape de Dunăre, dar în același timp vreau să vă spun că marea majoritate a țânțarilor provin din subsolurile de bloc, unele destul de pline de apă, și din păcate o parte din administratorii de bloc nu reușesc să rezolve această problemă. Este în zona lor de funcțiune, noi nu putem, primăria nu poate interveni, că nu suntem proprietari pe subsolurile de bloc. Rog în continuare administratorii, președinții de asociații să facă eforturi să curețe subsolurile, pentru că marea majoritate a insectelor, a dăunătorilor acestea, a țânțarilor în primul rând, vin din subsolurile inundate și necurățate.